Acum mii de ani a venit o noapte care a durat cât o generație întreagă. Regii au înghețat în castelele lor, la fel ca ciobanii în colibe. Și femeile și-au sufocat copiii decât să-i vadă murind de foame și au plâns, simțindu-și lacrimile înghețându-le pe obraj. În acel întuneric au venit umblătorii albi prima oară, au trecut prin orașe și regate călărind pe caii lor morți, vânând cu haitele lor de păienjeni mari cât dulăi. Așa îi povestea bătrâna Nan lui Bran Stark despre noaptea cea lungă. Eu sunt Delmo și astăzi vom discuta despre istoria care stă la baza cărților Un cântec de gheață și foc și a serialelor Urzeala tronurilor și Casa dragonului, Noaptea cea lungă și Purtătorul de lumină, sau cum sună frumos în engleză The Long Night și The Lightbringer. Înainte de a începe, nu uitați că pe canalul meu veți găsi răspuns la orice întrebare legată de mitologie, folclor, legende urbane, istorie antică și istorie românească, supereroi din bazmele românești, topuri și liste cu tot felul de ciudățenii, creaturi mitologice, zei, eroi, monștri, nu m-am degete la mână, dar mai ales recenzii la filme și jocuri inspirate din mitologie, precum Urzeala tronurilor, Stăpânul inelelor, Witcher, Roata timpului, Vikingi, God of War, Assassin's Creed, Marvel și DC și o grămadă de alte nebunii. Hai să-i dăm drumul, deci. Cu 8.000 de ani înainte de cucerirea Targaryenilor, o iarnă îngrozitoare cunoscută ca Noaptea cea lungă a căzut peste lume și a durat cât o generație întreagă. Mii de oameni au murit de foame, întrucât recoltele și câmpurile zăceau sub straturi imense de zăpadă. În acel întuneric și frig nespus, White Walkerii au coborât peste Westeros, din nordul îndepărtat, din pământurile unde este mereu iarnă. Acest conflict dintre cei morți și cei vii este cunoscut în istoria Un cântec de gheață și foc drept bătălia zorilor, căci White Walkerii încercau să aducă sfârșitul tuturor ființelor, acoperind întreaga lume într-o iarnă nesfârșită. Dar cum a început totul? Invazia Westerosului de către primii oameni și ocuparea pământurilor deținute până atunci de copiii pădurii, nativii din Westeros, seamănă foarte mult cu vechiul conflict cu indienii nativi nord-americani, a condus la un lung război între cele două populații aflate pe continent. Când copiii pădurii s-au văzut aproape învinși, un grup de clar văzători, numit Green Seers, a recurs la magie neagră, capturându-l pe unul dintre primii oameni și transformându-l în primul umblător alb. Eu cred că era vorba chiar de regele nopții. Scopul lor era să-i protejeze pe copiii pădurii de primii oameni care distrugeau pădurile. Însă umblătorii albi au devenit curând o amenințare pentru oricine, întrecându-și creatorii și devenind cele mai temute creaturi din lumea cunoscută. Recunoscând de grabă gravul pericol, copiii pădurii și primii oameni au ajuns la un armistițiu cunoscut ca și Pactul. Nimeni nu știe de ce White Walkerii au venit fix în acel moment, la fix 2000 de ani după semnarea pactului și cu 8000 de ani înainte de rebeliunea lui Robert Baratheon. Dar au ucis totul în calea lor. White Walkerii au trezit morții la viață ca Wicks, adică un fel de zombălăi, care ucideau la comanda lor și în curând armata lor a numărat mii care au distrus continentul. Primii oameni și copiii pădurii au format o alianță și a avut loc o imensă bătălie cunoscută sub numele de Bătălia pentru Zori. White Walkerii au fost înfrânți și împinși înapoi în nordul îndepărtat. Primii oameni, copiii pădurii și giganții au construit atunci zidul, o fortificație masivă înaltă de sute de metri și întinzându-se pe tot continentul de la un capăt la altul pentru a-i proteja de întoarcerea umblătorilor albi. Legenda ne spune că zidul a fost descântat cu puternice formule magice de copiii pădurii pentru a împiedica pe White Walker să treacă în lumea celor vii. A fost fondat atunci în acele vremuri și anticul ordin al rondului de noapte, ce trebuia să păzească tărâmurile oamenilor. Dar desigur, oamenii au uitat, secolele au trecut și odată cu venirea andalilor, alți invadatori, așa cum fuseseră odată primii oameni, amintirea nopții lungi și a White Walkerilor s-a pierdut în mit. White Walkerii au devenit povești de adormit copiii. La fel ca și copiii pădurii sau noaptea cea lungă. Credințele în ei se păstrează doar în nord. Și așa ajungem la războiul celor cinci regi și amenințarea regelui nopții în timpul evenimentelor din Game of Thrones. Dar despre asta știm deja. Așadar, haideți să vedem ce se poate întâmpla în timpurile lui Viserys Targaryen, când există atât de mulți dragoni. Ai putea să zici că Targaryenii ar da năvală peste White Walker de urgență și i-ar face scrum. S-ar putea să nu fie chiar așa. În cărți, la al cincelea roman din Un cântec de gheață și foc, numit Dansul dragonilor, se știu foarte puține detalii despre ce s-a întâmplat în Bătălia Zorilor.
Istoriile scrise nu ajung atât de departe în trecut, din păcate, deci numai tradiția orală și miturile s-au păstrat până în prezent. Există, desigur, legende vagi despre un anumit om care făcea parte dintre primii oameni și la care bătrâna Nan se referă ca la ultimul erou, care a unit primii oameni și copiii pădurii și i-a condus spre victorie. Dar, foarte ciudat, poveștile despre noaptea cea lungă depășesc Westerosul. Da, greu de crezut, dar ele apar în forme asemănătoare și la alte popoare, însă cu alte denumiri, peste mări și țări. Cartea care tratează despre lumea de gheață și foc ne explică ce anumite culturi din continentul Essos au propriile legende despre cataclisme antice, toate întâmplându-se în timpul unei ierni foarte lungi. Să fie asta o coincidență? I think not. De asemenea, tot în aceste legende, felul în care a fost depășită noaptea cea lungă seamănă izbitor cu relatările din Westeros. De exemplu, poporul Rhoynar și descendenții acestuia, acei vrăjitori care controlau apa și s-au luptat cu Targaryenii și pe ai căror moștenitori îi vedem astăzi în orașele libere, ne spun că mărețul râu Rhoyn a înghețat pe de-a întregul. Rhoynarii credeau că noaptea cea lungă s-a terminat abia când un singur erou a implorat-o pe mama Rhoyn, zeița râului, alături de alte zeități minore care erau copiii ei, să se unească și să cânte un cântec magic secret, care a adus înapoi zorii. În E.T. se spune că leul nopții, principalul zeu adorat aici, a făcut un copil cu fecioara făcută din lumină. Cunoscut ca zeul pe pământ, el a fost primul împărat al Marelui Imperiu al Zorilor din E.T., o civilizație aproape mitică care se presupune că a existat înainte de epoca Zorilor. Epocile sunt cumva împărțite în cărțile lui Martin, epoca Zorilor, epoca Legendelor și tot așa. Mii de ani mai târziu, un descendent al acestui împărat, cunoscut ca împărăteasa de ametist, a fost ucisă de propriul frate. Fecioara din lumină și-a întors spatele umanității atunci, iar leul nopții a coborât cu toată mânia asupra supușilor săi, pedepsindu-i cu frigul și întunericul adus de noaptea cea lungă. Iar soarele și-a ascuns și el fața. În Așai, potrivit lui Melisandre, un întuneric a coborât peste pământ și un erou cunoscut ca Azor Ahai a mânuit o sabie înflăcărată, numită Purtătoarea de Lumină, Lightbringer. În această bătălie el a câștigat, aducând iarăși zorii. Textele sacre ale zeului numit Lordul Luminii au o profeție despre noaptea cea lungă, care va veni din nou, iar Azor Ahai va renaște pentru a lupta împotriva ei și a conduce oamenii spre victorie încă o dată. Acest Azor Ahai mai este cunoscut în estul Essosului ca Hircon Eroul, Intar, Neferion și Edric Shadowchaser. Așadar, dragi mitologi, aceasta este istoria nopții cei lungi și a celebrei săbii înflăcărate, Lightbringer. Dacă v-a plăcut, nu uitați să comentați, abonați-vă, apăsați pe clopoțel pentru următoarele noastre clipuri. Până atunci, eu sunt Delmo, zeii Westerosului, să vă aibă în pază!